Troleibusurile se comportă, în general, pozitiv. Defecțiuni din partea tehnicii au fost circa 6 cazuri, din care 2 mecanice și 4 cazuri electronice, din care avem o plată ieșită din funcțiune, am expediat-o la fabrică, fie supusă unei expertize. Probabil că aici poate fi și din cauza dereglării de la curent, de tensiune și multe de toate. Însă, specialiștii de la fabrică sunt prezenți la punerea în exploatare a noilor unități de transport. În perioada de rodaj, asemenea lucruri sunt absolut normale, deci ele sunt destul de mici comparativ cu cele admise. La orice unități de transport, la orice companie, cât de renumite nu ar fi, în faza inițială se observă până la 3-5% de defecțiuni tehnice care apar, dar ele se lichidează pe parcurs. Deci, în rest, toate sistemele, cele principale, motoarele, sistemele de tracțiune, suspensiile și așa mai departe, funcționează în mod fără niciun fel de obiecție. Vis-a-vis de troleibuze, am următoarea rugăminte. În special pentru aceia care au făcut exces de zel pe parcursul zilelor trecute. Faptul că în prezent este la Chișinău o echipă de la Belcom Urmaș care monitorizează modul în care funcționează troleibuzele, face parte din contractul dintre regie și respectiv întreprinderea belarusă. Faptul că apar lucrurile despre care a vorbit domnul Morgoci se încadrează în normele de exploatare tehnică a unităților de transport. Și dacă doriți, este o perioadă de adaptare și, dacă putem glumi, de aclimatizare a unităților de transport la Chișinău. Este vorba despre ceva absolut firesc și ceea ce a fost depistat a fost înlăturat imediat. Toate unitățile de transport își continuă activitatea și există o experiență suficientă în ceea ce privește